Vom vorbi în această lecție despre drepte paralele tăiate de o secantă și despre unghiurile congruente, despre perechile de unghiuri congruente care se formează când două drepte paralele sunt intersectate de o a treia. Ne vom desena pentru început dreptele paralele. Pe care le vom nota cu D1 și D2. Anunțăm faptul că ne-am reprezentat dreptele, deci fie D1 paralel cu D2 și o dreaptă D care le intersectează pe amândouă. Aceasta va fi secanta. Și vom anunța faptul că dreapta D intersectează cele două drepte paralele, D1 și D2. Nu ne interesează atât de mult să numim punctele de intersecție și atunci vom spune simplu că D intersectat cu D1 este diferit de mulțimea vidă și D intersectat cu D2 este de asemenea diferit de mulțimea vidă, deci există o intersecție între dreapta D și ambele drepte, D1 și D2. Am văzut la clasă că într-o astfel de situație se formează perechi de unghiuri congruente. Unghiuri alterne interne, alterne externe și unghiuri corespondente. Vom începe cu primele perechi de unghiuri, unghiurile alterne interne, care le vom defini ca fiind unghiuri care se formează de o parte și de cealaltă a secantei și între paralelele de 1 și de 2. Un prim exemplu am reprezentat aici pe desen și vom nota cu 1 și respectiv 2. Unghiurile 1 și 2 sunt unghiuri alterne interne, între cele două paralele și de o parte și de cealaltă a secantei. 1 și 2, prima pereche de unghiuri alterne interne. Am văzut la clasă că ele sunt congruente, deci rezultă unghiul 1 este congruent cu unghiul 2. Următoarea pereche de unghiuri alterne interne vor fi unghiurile obtuze, care se formează de o parte și de cealaltă a secantei, pe care le vom nota cu 3 și 4. 3 și 4 sunt unghiuri alterne interne și deci sunt unghiuri congruente. În continuare studiem unghiurile care se formează de o parte și de cealaltă a secantei și în afara sistemului format de cele două paralele. Aceste unghiuri se vor numi unghiuri alterne externe și sunt de asemenea unghiuri congruente. Ne notăm pe desen prima pereche de astfel de unghiuri, unghiurile 5 și respectiv 6, care sunt unghiuri alterne externe, de o parte și de cealaltă a secantei și în afara sistemului format de cele două paralele. Deci 5 și 6 sunt alterne externe, în concluzie 5 și 6 sunt unghiuri congruente. Luăm și perechea de unghiuri alterne externe obtuze. Căutăm din nou de o parte și de cealaltă a secantei și în afara paralelelor și le vom nota cu 7 și respectiv 8. Unghiurile 7 și 8 sunt de asemenea unghiuri alterne externe. În concluzie, 7 și 8 sunt unghiuri congruente. Când studiem cele două drepte paralele tăiate de o secantă, avem și o altă pereche de unghiuri sau alte perechi de unghiuri care se formează, iar aceste unghiuri se numesc unghiuri corespondente. Unghiurile corespondente vor fi unghiuri de aceeași parte a secantei și de același fel. Deci ne notăm și perechile de unghiuri corespondente. Căutăm, deci, unghiuri aflate de aceeași parte a secantei și de același fel, adică fie ascuțite, fie obtuze. Astfel de unghiuri sunt unghiul 2 și unghiul 5. Deci 2 și 5
sunt unghiuri corespondente, de aceeași parte a secantei și de același fel. În concluzie, 2 și 5 sunt congruente. Alt exemplu de unghiuri corespondente, de aceeași parte a secantei, deci căutăm tot în partea dreaptă a secantei și de același fel, sunt și unghiurile 8 și 3. Două unghiuri obtuze, situate de aceeași parte a secantei D. În concluzie, 8 și 3 sunt congruente. Dacă ne uităm acum în partea stângă a secantei, avem unghiurile 6 și 1. Sunt două unghiuri de aceeași parte a secantei, amândouă ascuțite. Deci 1 și 6 vor fi unghiuri corespondente. Rezultă 1 și 6 sunt unghiuri congruente. Și următoarea pereche de unghiuri corespondente, unghiurile 4 și 7, de aceeași parte a secantei, în partea stângă, și amândouă obtuze. Deci 4 și 7 sunt congruente. Reținem, deci, atunci când două drepte paralele sunt intersectate de o a treia sau sunt tăiate de o secantă, se formează perechi de unghiuri alterne interne, adică de aceeași parte a secantei și între paralele, alterne de o parte și de cealaltă a secantei și între paralele, alterne externe de o parte și de cealaltă a secantei și în afara celor două paralele și corespondente de aceeași parte a secantei și de același fel, adică fie ascuțite amândouă, fie obtuze amândouă. Pentru a aprofunda aceste cunoștințe, vom încerca câteva probleme simple în care să folosim unghiurile alterne interne, alterne externe și corespondente. Ne-am eliberat spațiu de lucru pentru a ne nota prima problemă, problema 1. Va fi o problemă în care ni se va da desenul, două drepte paralele, tăiate de o secantă, dreptele vor fi A și B, tăiate de dreapta F. În această problemă se va cunoaște măsura uneia dintre unghiuri de 30 de grade și ni se va cere să aflăm toate celelalte unghiuri formate. Deci, să ne scriem și textul problemei în figura alăturată. Avem dreptele A și B paralele și dreapta F secantă. Se cunoaște măsura uneia dintre unghiuri de 30 de grade și se cer aflați măsurile celorlalte unghiuri. Formate. Pentru a putea scrie o demonstrație sau o rezolvare coerentă, vom avea nevoie de câteva notații suplimentare. Ne vom nota unghiurile care se formează. Unghiul a cărui măsură o cunoaștem îl vom nota cu 1, următorul unghi cu 2, 3, 4, 5, 6, 7 și respectiv 8. Scopul urmărit, am spus, acela de a ne putea și redacta rezolvarea. Avem faptul că A și B sunt paralele, iar F este secantă.
Asta înseamnă că vom avea perechi de unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente. Deci ne vor rezulta. Ne uităm pe desen. Unghiul 1 și unghiul 5 sunt unghiuri aflate de aceeași parte a secantei F și amândouă ascuțite. Aceste unghiuri sunt unghiuri corespondente. Deci unghiurile 1 și 5 sunt corespondente, de unde rezultă că ele sunt congruente. Ceea ce înseamnă că au aceeași măsură. Ne notăm și pe desen faptul că unghiul 5 are măsura de 30 de grade și ne scriem și în demonstrație măsura unghiului 5 este de 30 de grade. Unghiurile 1 și 6 sunt unghiuri formate de o parte și de cealaltă a secantei și în afara sistemului format de paralele A și B. Aceste două unghiuri sunt unghiuri alterne externe. Deci 1 și 6 sunt alterne externe. Rezultă și aceste unghiuri vor fi congruente. Și rezultă că și măsura unghiului 6 este de 30 de grade. Ne notăm și acest lucru pe desen. În paranteză, măsura acestui unghi de 30 de grade. Dacă ne uităm de partea stângă a secantei F, avem unghiurile 6 și 2, unghiuri ascuțite, deci 6 și 2 sunt unghiuri corespondente. Ceea ce înseamnă că și acestea două vor fi congruente. Deci 6 și 2 sunt unghiuri corespondente. Rezultă că unghiurile 6 și 2 sunt congruente. Rezultă că măsura unghiului 2 este de asemenea de 30 de grade. Ne notăm și acest lucru pe desen. Mai avem de aflat măsurile unghiurilor 3, 4, 7 și 8. Pentru aceasta ne uităm de această dată de-a lungul laturii A. De-a lungul dreptei A. Aici avem două unghiuri suplimentare 6 și 8. Suplimentare, adică cele două adunate, măsurile lor adunate ne dau 180 de grade. Deci 6 și 8 sunt unghiuri suplimentare. Dintre aceste două unghiuri cunoaștem măsura unghiului 6. Deci măsura lui 6, care știm că este de 30 de grade. De aici rezultă faptul că măsura unghiului 8 va fi de 180 de grade minus măsura unghiului 6, adică minus 30 de grade, egal 150 de grade. Ne notăm și pe desen măsura unghiului 8 de 150 de grade. De aceeași parte a secantei F, ca și unghiul 8, apare unghiul 4. Unghiurile 8 și 4 vor fi unghiuri corespondente, deci unghiuri congruente. Ne scriem în demonstrație, 8 și 4 sunt corespondente. Rezultă că sunt unghiuri congruente. Rezultă că măsura unghiului 4 este de 150 de grade. Ne notăm și pe desen 150 de grade în dreptul unghiului 4. Aceasta este măsura acestui unghi. 4 și cu 7 sunt unghiuri formate de o parte și de cealaltă a secantei F și între cele două paralele. Ceea ce înseamnă că unghiurile 4 și 7 sunt unghiuri alterne interne. Rezultă că unghiurile 4 și 7 sunt congruente.
Rezultă că și măsura unghiului 7 este 150 de grade, ca și măsura unghiului 4. Și ne notăm pe desen. Ne rămâne de aflat unghiul 3. Unghiurile 7 și 3 sunt unghiuri formate de aceeași parte a secantei F și amândouă sunt obtuze. Deci, unghiurile 7 și 3 sunt unghiuri corespondente. Rezultă că ele vor fi congruente. Rezultă că și măsura unghiului 3 este de 150 de grade și ne vom nota acest lucru și pe desen. Iată, deci, am aflat măsurile tuturor unghiurilor determinate de secanta F pe laturile A și B. Vom încerca încă o problemă. Deci ne eliberăm spațiul de lucru. Problema 2. De această dată vom zice fie triunghiul ABC cu măsura unghiului B de 55 de grade și măsura unghiului C de 35 de grade, fie MN paralelă cu BC, M aparține laturii AB și segmentului AB, iar N aparține lui AC. Cerința va fi: aflați măsurile unghiurilor triunghiului AMN. Vom începe cu desenul. Un triunghi ABC îl notăm. Măsura lui B este de 55 de grade. Măsura unghiului C este de 35 de grade. Și avem o paralelă la latura BC. Care intersectează triunghiul. În latura AB intersectează latura AB în punctul M și AC în punctul N. Ni se cer măsurile unghiurilor triunghiului AMN. Ceea ce ni se dă în problemă este faptul că MN este paralelă cu BC. Știm de asemenea faptul că atât MN cât și BC sunt intersectate de AB. Deci putem considera pe AB secantă. Înseamnă că de aceeași parte a secantei se formează unghiuri corespondente. Deci de aceeași parte a laturii AB vom avea unghiuri corespondente. Aceste unghiuri sunt B și M. Deci unghiurile B și M sunt corespondente. De unde ne rezultă că ele sunt congruente. Deci au măsuri egale. Măsura lui B este egală cu măsura unghiului M. Folosim aici notații simplificate, deoarece nu există șansa să facem confuzii între unghiuri. Deci măsura unghiului B este egală cu măsura unghiului M.
egal cu 55 de grade. Și iată, deci, am aflat măsura unghiului M, ne-o putem nota și pe desen, 55 de grade. Dacă vom considera de această dată pe AC ca fiind secantă, deoarece observăm și AC intersectează ambele drepte paralele, înseamnă că de aceeași parte a dreptei AC se formează unghiuri corespondente, unghiurile C și N. Deci măsura lui N va fi egală cu măsura unghiului C. Ne notăm acest lucru în demonstrație. MN este paralelă cu BC și de această dată considerăm pe AC secantă, de unde ne rezultă formarea unor unghiuri corespondente, unghiurile N și C corespondente. Deci, ele vor fi congruente. Rezultă, deci, N este congruent cu C, de unde rezultă că măsura lui N este egală cu măsura lui C, adică egal cu 35 de grade și, iată, deci, am aflat măsura unghiului N de 35 de grade și ne-am notat și pe desen. Pentru a afla unghiul A, din păcate nu mai putem apela la drepte paralele tăiate de o secantă. A nu se formează în niciunul din aceste sisteme formate de paralele tăiate de o secantă, dar putem apela la cunoștințe mai vechi, și anume faptul că suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi, așa cum este triunghiul AMN, este de 180 de grade. Din moment ce cunoaștem măsurile celorlalte două unghiuri, putem afla prin scădere măsura unghiului A. Ne notăm, deci, faptul că în triunghiul AMN știm că măsura lui A plus măsura lui M plus măsura lui N este egal cu 180 de grade. Măsura lui M știm că este 55 de grade. Măsura lui N știm că este de 35 de grade. Deci ne rezultă în continuare că măsura lui A este egală cu 180 de grade minus 35 și minus 55, adică minus 90 de grade este egal cu 90 de grade și iată, deci am aflat măsura unghiului A. Vedem cu această ocazie și imperfecțiunea desenului nostru. Triunghiul este de fapt un triunghi dreptunghic. Am văzut deci ce înseamnă unghiuri alterne interne, alterne externe și unghiuri corespondente. Am văzut și două probleme simple rezolvate cu ajutorul acestor noțiuni. Mult succes în continuare!